revenit, dragi prieteni, am revenit, domnule primar. 0334405708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Am primit deja o serie de întrebări, așa că o să las întrebările mele deoparte și răspundem telespectatorilor, domnule primar. Vă întreabă cineva, strada Tisești de la numărul 26 la 46 se va asfalta sau așteptăm saliductul încă 4 ani? Da, am vorbit de asfalt. Da, așteptăm să le duc tu. Aduc că măsoară, încă nu au terminat lucrarea, au tot felul de avize de la Consiliul Județean, trebuie să facem saliductul și apoi facem... Ce la saliduct, domnule primar? Saliduct poate este, nu știe multă lume. Este o conductă care transportă saramura de la apa sărată, de la Târgu Ocna la combinatul chimic Borzești. E singura secție care mai funcționează la Borzești pentru că avem saramura la Târgu Ocna. Dacă noi oprim saramura la Târgu Ocna, se închide. Noi care avem relații foarte bune cu cei din Onești, o dat seama că suntem interesați să livrăm această saramură. Noi nu suntem vinovați, ei tot spun că fac saleductul. A durat un an și jumătate până au obținut aprobarea de la Consiliul Județean pentru autorizația de construire, pentru că trece pe mai multe localități. Așa. Și a fost greu de obținut. Cum s-a obținut autorizarea, zilele trecute au venit, au cadastrat, au luat din nou cote. Trebuie să schimbăm saleductul pentru că el este foarte corodat, a fost din metal, se schimbă acum din conductă. Conducta este adusă în oraș, dar lucrarea mai întârzie. Este din PHD, dintr-un material plastic, un material care nu mai corodează, rezistent nu la mai corodează așa la acțiunea corozivă a saramurei. Și ce să facem? Ăștia sunt constructorii. E greu când trebuie să faci ceva. Toată țeama și investiția o face cine? O face combinatul. Am înțeles. Nu știți de ce? Am înțeles. Trebuie să lămurite niște aspecte, că avem senzația că toate le face primăria. Nu le de facem. Asta vă întreb. Nu le facem noi. Noi puteam să nu permitem să facă strada. Dar gândiți-vă că au avut două spărturi undeva în zona orașului, că de la noi intră în comuna Pârgărești, satul Pârubogi, intră spre Tuta și ajunge la Onești. Dar când am văzut în ce condiții se transportă și cât de uzată este conducta, trebuie să lăsăm să schimbe, că vom avea, chiar dacă turnăm asfalt, în fiecare lună câte o spărtură. Infiltrații de saramură. Și avem infiltrații de saramură și atât ne trebuie. Dacă saramura pătrunde în sol, nici nu mai crește nimic. Știu, și vegetația. E foarte delicată chestiunea. Da, însă strada Tisești va intra în renovare, inclusiv strada Botei și fântâna cu apă rece, pe proiectul care l-avem noi cu cele 23 de străzi. Ridicarea potențialului turistic al localității. În luna martie, încă o dată spun, în luna martie, pe 16 martie am avut licitație, au fost înscrise 7 firme la licitație și n-am mai depus oferta nicio firmă pentru că a venit pandemia și nimeni n-a mai vrut să depună oferta pentru că nu a știut nimeni unde ajungem. Și acum scoatem din nou la licitație, am avut iar întâlnire săptămâna trecută, actualizăm din nou indicatorii că a mai trecut o perioadă și s-au mai modificat anumite prețuri la materiale, la manoperă, scoatem din nou la licitație și noi sperăm să începem cât de repede acest proiect. Vă întreabă cineva, strada Cărbunaru și strada Vâlcele până la capăt se asfaltează sau se mai aduce balast pe Cărbunaru? Strada Cărbunaru, strada Horia și Cogălnicianu sunt prinse pe un proiect la Compania Națională de Investiții, se lucrează acum la proiect. Nu vă întreb când începe. Nu, și va fi făcut în totalitate cu drenuri, cu tot ce trebuie, cu trotuar. De aceea numai așa pietriș vom aduce. Începând cu 1 august, pornim o campanie de, să spunem așa, balastare a străzilor. Dar asta e o lucrare care o facem aproape în fiecare an. Atât balast am cărat pe străzile acestea. De aceea trebuie să facem lucrări, trebuie să avem proiect, să dăm toate cotele necesare străzii, să preluăm apele pluviale și facem proiecte și le facem toate. Aceste străzi sunt pe, iar strada Vâlcele, dacă toți cei care au canalizare, deci până unde avem acum apă dusă de la sursă, de la crab, dacă fac și se racordează toți la canalizare, atunci vom face și asfaltul. Dar până nu se racordează tot la canalizare, nu putem face asfaltul. Oamenii spun ce legătură are canalizarea, că eu nu am baie în casă. Dar trebuie să facem legătura, că nu putem sparge apoi asfaltul să facem legătura la căminul care l-avem. Da. Într-adevăr, e greu să înțelegem atâta timp cât am avut... Să înțelegem, dar cei din Vâlcele știu exact ce am făcut. Am turnat asfaltul și apoi am făcut canalizarea. La vremea când am turnat asfaltul, nu credeam vreodată că vom avea canalizare.
Pentru că, vedeți, noi ne adaptăm și după sursele de finanțare. 12 milioane de euro, noi nu puteam niciodată să facem canalizarea. Cum v-am spus, și de aceste proiecte. Și atunci noi venim doar cu partea noastră din buget, că nu ne permitem, da. Dacă ne-am permite, ce bine ar fi. Dacă mai am bani, cine ar dori să fac? Am face tot, am polei cu aur, cu argint, dacă am putea. Haideți să ne limităm și la resursele care le avem. Și dacă avem o altă sursă, să mergem pe acea sursă. Și noi venim doar cu partea de cofinanțare care nu poate fi făcut atunci. Și de ce vă spun că avem posibilitatea să facem asfaltarea după ce ne-am recordat pe ulcele la canalizare. Vă întreabă altcineva ceva noutăți despre ANL? ANL-ul, începem săptămâna viitoare parcarea din spate. Astăzi au fost cei de la gaze, au făcut branșamentul la gaze, la canalizare și apă avem făcute racordările și branșamentul la apă, racordul la canalizare, la energie electrică avem făcute branșamentele, urmează să facem parcarea și noi sperăm să putem, da, în luna august, la sfârșitul lunii iulie-august va trebui să dăm cheile, pentru că cei care așteaptă de ceva timp. Sigur, da. Avem 48 de apartamente și uite așa, cu aceste 48 de apartamente, de când sunt eu la primărie, așa am făcut 215 apartamente. E ușor. Da, e un număr totuși. Sigur, ne întoarcem la asta și zicem că e un număr totuși, da, de locuințe. Acest lucru nu spune nimeni, știi? Toată lumea vede ce nu s-a făcut, dar azi ne gândim și la ce s-a făcut. Corect, da? Așa este. Și s-a făcut asta cu efort. Asta fiindcă ți-a dus, da, normal. Dar ce efort a fost până am obținut statutul? Ne-a trebuit 10 ani pentru statutul de stațiuni balneo, de stațiune de interes național. Corect. Și încă 13 ani să facem stațiune balneo, deci vă dați seama. Și ce ușor fac unii mișto. Da, și unii râd că această stațiunea noastră de 10, da, doamne, eu am pus nota 10 ca să spun și acest lucru, am pus nota 10 la interviu care l-am dat atunci la ProTV, pentru că, să știți dumneavoastră, că și în Asociația Orașelor Balneo și în Monpesa, toată lumea a apreciat că în circa 20 de ani am reușit să facem dintr-o localitate care avea doar o gară unde coborau oamenii să meargă la Sănic Moldova, o stațiune. Și este o mare realizare. Dacă cineva dorește să fie de bună credință, trebuie să recunoască acest lucru și noi ne mândrim cu trebuie acest lucru. Trebuie să vorbim de patriotism local, nu de altceva. Păi, dar vedeți, nu poți să-ți faci, cum să spune, neamul, țara, orașul, părinții. Nu poți, părinții, n-ai voie să faci așa ceva. De ce sunt supărat pe cei care încearcă să au stațiune de interese, stațiune? El nu știe ce e stațiune și ce condiții trebuie să îndeplinești și cât de greu și cât s-a muncit pentru acest statut. Deci nu e în regulă. Am și înțeles. Sunt supărat pe cei care îndrăznesc să vorbească urât despre orașul în care eu m-am născut și am fost primar 4 mandate, sunt în prelungire acum. Pot să zic 4 mandate. În prelungire pot să zic acum, 4 da? Mandate, da? 2 de viceprimar, 4 de primar și acum în prelungire. Da, așa este. Și rog foarte mult să zică de mine ce vor, că la câte am luat eu nu mai contează acum. De mine pot spune, dar de oraș să nu spună, că mă deranjează foarte mult când aud cuvinte urâte despre orașul meu. Ne întoarce la investiții, domnule primar, până vor mai veni și alte întrebări. Vorbeam despre Casa Borisov, despre cinematograf, despre fosta poliție, nu? Da. Că sunt proiecte care, facem o scurtă recapitulare. Scurt, da. Sunt proiecte care au fost depuse la CNI. Da, și avem și confirmarea, de la CNI, așa cum vă spuneam, că au fost prinse în lista de investiții și ne spun exact ce documente trebuie să punem la punct pentru a trece în altă etapă. Și de asemenea, fosta poliție la fel este prinsă de acest ce proiect. Ce vreți să faceți la fosta poliție? La fosta poliție facem la fel, uitați, am spus noi cum am și botezat-o, că el așa rămâne, proiectul după cum am dat denumirea, amenajarea, modernizarea și dotarea centrului muzeal oraș Târgu Ocna. Ce frumos! Într-adevăr, chiar în centru, ca da, să zicem așa, exact. Va fi un identificat muzeu cu număr cadastral și țara Gheorghe Asachi numărul. Însă și clădirea este una istorică. Da, este istorică. Și eu cred că am făcut foarte bine. Am fost atât de criticat când am cumpărat acest teren. Știu, și câte discuții au fost. 5 ședințe am avut de Consiliul Local până s-a știu aprobat. Și asta, domnule primar. Și ce să vă spun, eu cred că este un lucru bun că putem cumpăra. Acum am propus în ultima ședință Consiliului Local două oferte de vânzare. Se vând două terenuri în Târgu Ocna. Terenuri foarte bune pentru zona industrială a orașului. În ce zonă? Fostul foraj la ieșire din Târgu Ocna, între trotul și șoseaua națională, un teren care are și toate utilitățile și, sigur, curtea edalată, este fostul foraj și, de asemenea, sediul fostului foraj. Eu am propus Consiliul Local să
încercăm să ne exprimăm doar intenția că vrem să cumpărăm, pentru că este foarte bine pentru oraș, așa cum am cumpărat și casa de la poliție. Dacă cumpărau cineva în centrul orașului, da. Un oraș care dorește să dezvolte trebuie să asigure facilități. Ce facilități asiguri tu unui viitor investitor? Dacă spui că pui la dispoziție un teren cu toate utilitățile, atunci vine și amplasează corpurile de clădire, unde își va desfășura un proces tehnologic și este foarte bine să luăm. Acum doar am informat Consiliul Local, în ședințele viitoare... Vă dați seama că nu vă așteptați să aveți vot pozitiv. Nu vom avea, dar eu am informat că ne vom exprima dorința de a... Suntem interesați de aceste lucruri, sigur, se vor negocia, cum a fost negociat și terenul de la poliție, de către o comisie în care au fost domnii consilieri, au văzut. Acolo, ca să nu avem surprize, am făcut un credit la cec și banii au plecat direct la... la vânzător, ca să nu avem probleme. Că așa e la noi, știți? Acasă cu sacoșa. Da. Știți, așa e la noi. E ușor de criticat, e mai greu pentru cei care vor să facă. Da, într-adevăr. Iar dacă îmi permiteți, aș dori să pun accent pe acest proiect foarte interesant cu care a fost ultima ședință extraordinară. Am motivat de ce a fost extraordinară, pentru că termenul de depunere a documentației era foarte urgent, era început cu data de luni, a fost data când se predau documentele, însă doresc să spun că de ce am făcut acest sistem, pentru că dacă ați văzut noastră, se poartă acum să cumperi becuri cu LED și să le montez. Ei, noi facem un sistem inteligent. Adică vom ști exact, se va regla intensitatea luminoasă. E un proiect depus unde? Ca să luăm cu începutul. Deci finanțarea va fi de la Guvernul României, de la bugetul de stat 88%, 12% din surse proprii. Noastră tot mergeți pe ideea de cofinanțare. Doamne, banii noștri sunt cei mai scumpi. Sunteți ușor speculativ aici, mă scuzați că vă spun așa. Da, de acord, dar ai noștri sunt cei mai scumpi. Și noi doar, și atunci cum să nu fac? Chiar dacă fac credit pentru cofinanțare, când eu pun 12% și altcineva pune 88%, pe cum să nu faci credit? Am înțeles. Da? Când, cum să vă spun, 12 lei de-a mei aduc 88 de lei, e foarte bine. Și aici vreau să vă spun că este un sistem inteligent, în sensul că vom ști exact becul care s-a ars, dacă vrem să stingem o parte dintre ele, să ardă numai pe o parte, pe cealaltă să nu. Adică este ceva modern și nu schimbăm doar lămpile și nu avem control asupra lor. De aceea vă spun că am stat atâta cu iluminatul public până a apărut o sursă de finanțare și un sistem modern de iluminat public. Am înțeles. Și practic va cuprinde tot orașul? Sau da, anumite tronsoane? Nu prindem tot orașul, mai puțin tronsoanele care sunt prinse pe proiectul pentru dezvoltarea potențialului turistic, unde la cele 23 de străzi avem și trotuare, și piste de biciclete, și iluminat public. Deci va fi un ansamblu de... Acest proiect este cel mai interesant proiect pe care l-am obținut noi și l-am obținut pe axa 7-1, pe POR, tocmai pentru faptul că suntem stațiune. Cu alte cuvinte, am recuperat toate cheltuielile care le-am făcut de-a lungul anilor pentru a fi stațiune și pentru a acredita izvoarele și pentru a obține licență de exploatare. Vedeți, noastră, noi avem licență de exploatare pe izvoarele de apă minerară și Zănicu nu are, ca să dau un exemplu. Ei le-au pierdut pentru conflictul care a fost acolo. Acum domnul primar încearcă să obțină licența și nu a fost ușor să obținem această licență, dar noi avem. Noi suntem poate singurii din țară care avem licența pe primărie și a fost o idee bună. Bine, la momentul respectiv toată lumea a zis că vă legați la cap și nu vă doare. Exact. Ați uitat? Dar am făcut pe primărie pentru ca oricine ar veni la primărie să nu se poată întâmpla ce s-a întâmplat la Sănic, când o firmă privată a intrat în faliment. Știți ce s-a întâmplat? Cunoaștem acolo povestea și ce necazuri. Ce necazuri sunt. Da, avem un telefon și zicem bună ziua, sunteți în direct. Alo? Da, bună ziua. Să rămână. Am analizat așa, am studiat și eu, am ce zice domnul primar, bună ziua. Problema cu iluminatul public e corect. Trebuie să ne uităm un pic la Sinaia, așa s-a făcut și acolo cu iluminatul public. Numai că poate prin acest proiect toate cablele vor trece subteran. Este foarte bine. Cu treaba cu modernizarea, să vedem pe electrosistemul totul ce se întâmplă, e foarte bine, ca la gara, știți? Dar a cuprins și toate cablurile să treacă pe sub pământ și ar trebui pe centru, chiar am fost la Zărnești și au niște stâlpi stradali minunați, nu din astea cum i-au rupt cei în parc de plastic, au niște stâlpi stradali minunați
și mă invit la Zărlești ca să mergeți și acolo unde sunt puși aia bătrâni. Eu am fost și chiar mi-a plăcut foarte mult, v-am ținut și pe poze. A doua la mână, domnul primar, am spus, trebuie să vă supărați, nu vreau să candidez de după campanie electorală. Problema, am văzut că absolut, dai, a făcut reclam, trimis la marea bază, bază turistică din Parcul Măr, a face pe scrisul telefoane, domnule Zănicu, să ne avem, s-o făcut la matale, acum mă da drumul la bază, balneară, putem veni și, domnule, să întreb primarul, nu văzui ce trebuie și plecat din nebunea, să cum, dacă, eu știu că acolo e numai o piscină, zice, păi cum, dar o dată să poate baza de tratament. Zic, este cheltuiala făcută din Mărțișteasă. Acum vă întreb și eu, dacă tot s-a cheltuit fonduri europene, nu s-au dat bani și pentru investiții la interior, nu numai studiul să vă fie opțit pentru cabinetul medical și toate astea, acum bine faci cu falta de lucruri la acolo. Dar dacă rămâne și aia, cum a rămas zisa bază de tratament, adică faci baza și n-avem bărcuța, chiar e rău. Mă înțeleg, adică trebuie duce până la bun sfârșit. Pentru asta trebuie să solicitați. Deci baza de tratament sunt 12 ani pierduți. Deci în afară investiții cu bacinul, nu s-a făcut, n-a scos un leu. Deci nici cheltuiala, dar așa revopsim. Deci aici e problema. Trebuie să analizați cu cine credeți că puteți analiza, ceriți ajutorul să dați drumul la bata de tratament, adevărat la bază de tratament. Și cu lacul sărat acolo, alu burlacul, e foarte bine. Problema, eu am mai zis că și m-am putut să vă zic, să vedeți, ar trebui să nu se mai ierti în zeorile bison de reziderile menajere. Nu știu dacă nu se exprim de unde vin, cu vitanța. Deci v-am scris, nu vreau să spun numele de unde vin reziderile menajere și îmi pute toată zona. Asta vă discutăm la telefon dintre noi sau personal, că nu-i frumos prin telefon. Dar treaba cu iluminată e o problemă bună. Cu străzile, cum am zis, bine ar fi să fie cu trotuare și cum este. Nu s-a realizat nimic cu drumul ăla în gust pe cele acolo de la Pisecarlu, tot ați promis. Bine? Și mai e o problemă, doamna Dana, discutați-mi cu dumneavoastră o simulată, a trebuit un sistem pus pe de meu, staționat de la ora D, la ora D, că este stațiune, care cum trece și motocicletele, hui, noaptea, pe la ora 12, de sparge orașul. Da, ce fac? Am dreptat de domnul primar. Toate stațiunile sunt semne. Stațiune turistică, avem semnul de claționat în interzis. De la ora D, la ora D, nu se claționează. Să ne zic ce? Oare? Sunt niciunii. Eu așa zic cum se marca cu dreapta. Și ca să fie cu adevărat, dați drumul la baza de tratament și să vă gândiți cum mai facem bani ca să avem bani. Ăsta e principal. Parcarea ați pierdut-o. Eu m-am mai luat de concediere dumneavoastră, care zice că nu s-au portat, care nu au fost scoase la vot. Îmi pare rău că n-ați cumpărat-o în oraș, aduceți-o în bani. Asta este, da? Acum sperăm că nu vine ursul să facă bani în piscină acolo. Dar gândiți-vă la baza de tratament, aveți 12 ani pierduți. Treaba cu parca și ce o să faceți, eolieni sau ce Dumnezeu o să faci acolo, eolieni, cum Dumnezeu se cheamă, e bine pentru copii. Problema cu domnul locotenent Sion, că așa se cheamă strada, știți unde este, colonel locotenent Sion, dacă vă mai aduceți aminte, este. Statuia lui ăsta, monumentul, ca și Constantin Negri, nu știu, e o greșeală, poate să spunem așa. Trebuie întrebat la Patriarhie, deci cu ei, că acolo sus, în teritoriu, de aici, de Joachim Băcovanu, da, eu zic că ar mai trebui câțiva de-a noștri puși statui în, cum era pe timpul la Casa de Cultură. Acolo e locul lor. Eu așa zic, pe acolo trec, poate toți oamenii pe aici trec, pe-n centru. Vine să vadă frumoasa primărie și acolo vede, locotenent Sion, ce-o făcut ăsta? Uite, asta, ca la Govora, dacă a fost, tot parcul de la Govora au de-a noștri poiețe, nu? Toată
toată lumea, acolo trebuie pus. Poate în viitor o să fii și dumneavoastră pus în centru. Așa e frumos, sub primare trebuie pus. No. Da, domnul Dima, mulțumim frumos. Campania electorală, campania electorală, eu îi doresc succes și la cei doi care vor candida. O să vă rog să nu facem, vă rog frumos, domnul Dima, am avut o discuție la telefon și aș vrea să respectăm. Rămâna. Mulțumesc frumos, doamne ajută! Deci problema cu claxonatul, așa trebuie. Problema acolo cu claxonatul interzis, între ora de și ora de. Corect. Corect, mulțumim frumos. Inimă bună. Doamne ajută. Domnule primar, da, vă că ați notat, eu le-am pierdut și eu deja. Eu sunt de acord cu domnul Dima atunci când vine cu o propunere constructivă și când nu-i supărat pe oraș. Da, mai zice el câteodată și ceva urât de oraș, atunci nu ne putem înțelege că mă supăr foc. Pentru că nu are voie să vorbească de oraș, să mă facă pe mine, pe altcineva, dar de oraș să nu vorbim urât. Când vorbește frumos, eu sunt de acord și-l ascult. L-am ascultat și când a zis cu semnul de circulație la autogară și tot din ceea ce spune, eu sunt atent. Dacă încearcă să facă comparații cu alte localități, punând mai prejos localitatea noastră, aici avem de discutat. Și nu sunt de acord cu dânsul. Cu iluminatul public vom avea grijă să facem un iluminat public, așa cum spuneam, foarte bun. Baza de tratament, haideți să ne aducem aminte. Ea a fost începută de mandatul 2004-2008, a fost inaugurată în 2009-2010, când nu eram eu primar. Atunci a fost un interes ca ea să nu poată fi pusă în funcțiune. Am avut o perioadă destul de complicată când a trebuit să respectăm contractul care s-a închiriat, atunci a fost dat în chirie cuiva și, nu s-a făcut. De atunci ne tot încercăm să o punem în funcțiune. Am terminat tot ce am avut de împărțit, procesele, am lichidat, a plătit ce trebuia să plătească firma respectivă care s-a încheiat contract, se pare că nu s-a vrut atunci ca baza să funcționeze. În schimb, acest proiect nu a rezolvat numai baza de tratament. Să nu uităm că am făcut podul nou peste Slănic, am făcut podul pietonal peste Trotuș, am făcut stația de gaze pentru cartierul Gura Slănic, am făcut stație de epurare, am toate casele care au fost în zona izvoarelor au fost canalizate. Deci s-au făcut multe lucrări. Am reabilitat parcul. Parcul era părăsit. Și cu acel proiect s-au făcut toate aceste lucrări. Cu claxonatul. Da, cred că este o idee să punem claxonatul interzis, având în vedere că turul nu are centură. Și toate mașinile trec prin oraș. Vom discuta acest lucru cu domnul Național. Să trebuie să înțelegeți că faptul că la municipiu, că data trecută mi-a pus cineva întrebarea la Râmnicu Sărat. Și am analizat situația, că de ce acolo se poate face sens giratoriu și nu putem la Târgu Ocna. La municipii, drumurile sunt transmisarea primăriilor. La orașe, este la drumul naționale. Și am făcut această propunere celor de la drumul naționale. Drumul naționale spun așa, noi nu dorim să avem sensuri giratorii pe drumurile noastre, decât în condiții foarte grele. Diametrul sensului giratoriu trebuie să fie 12 metri. Vă închipuiți cam ce sens giratoriu trebuie să faci. Când spuneam că noi am făcut acum, modernizăm intersecția drumul național de strada Costache Negri cu strada Eminescu și cu strada 1 Mai, am introdus sensurile giratorii. Nu ne-a aprobat nicăieri. Nici semafor, nici sens giratoriu. Pentru că a doua regulă pe care dânșii vor să o impună este nu pui nici semafor. Eu pe drumul meu am prioritate. Puneți-vă semne pe celelalte străzi. De ce nu prea poți să faci ce vrei pe drumul? De ce noi avem acest scandal și cu oprirea pe drumul național și toate lucrurile trebuie să meargă la avizare? Acum am trimis propunerea să punem un semafor undeva în intersecția din centrul orașului, să eliminăm două treceri de pietoni și să fluidizăm circulația. Sperăm să obținem această aprobare. Gheorghe Sion are mormântul la Mănăstirea Măgura, domnul Dima vorbește din strada locotenent Sion, este cu totul altceva, acolo se zează un lucru, aici este o altă stradă. Cam asta. Ne pregătim de o scurtă pauză, să știți, să revenim în câteva minute, fiți cu ochii pe noi!